Dunării. Evenimentul de pe Esplanada Dunării promovează zona brăileană cu specific pescăresc, preparatele culinare din pește. În plus, localnicii vor putea viziona expoziții cu imagini fotografice din insula Mica Brăilei și nu numai. Isabela Tofan. Am organizat un concurs de cunoștințe în domeniul pescuitului pentru segmentul elevilor. Care a fost tematica? Dunărea, pescuitul. Și-o știut. Chiar au știut. Da. Prin câte țări trece Dunărea? Care organizează acest eveniment și ne-am prezentat produse tradiționale brăilene din pește. Cerba noastră tradițională de pește cu apă de Dunăre. Avem pește prăjit și saramură.